Focuri de arme la Odessa. În incident sunt implicați cetățeni moldoveni în timp ce se deplasau cu mașina personală printr-un cartier din Odessa, Ucraina. Doi soți din Republica Moldova au fost răniți de focuri de armă. Totul s-a întâmplat în noaptea zilei de 13 spre 14 ianuarie, când niște indivizi au tras dintr-o armă în mașina cuplului. După aceasta, atacatorii au fugit de la fața locului, potrivit informațiilor. În urma împușcăturilor, ambii soți au fost răniți. Cu toate acestea, bărbatul a fost în stare să conducă până la cel mai apropiat post de poliție pentru a solicita ajutorul autorităților. Victimele au fost internate însă în drum spre spital. Femeia a murit din cauza rănilor sale. La moment nu se cunoaște identitatea atacatorilor. Poliția încă investigează cazul. Anterior, la Odessa, niște necunoscuți au atacat o mașină de model BMW X5 și au răpit persoanele care se aflau la bordul acesteia.